Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. În primul rând, vreau să vă mulțumesc enorm la suportul acordat la videoclipul cu Vasile Trean The Game. Am văzut că v-a plăcut foarte mult, foarte multe comentarii pozitive și, bineînțeles, v-au plăcut crizele mele de râs și deja am terminat jocul. Azi l-am filmat pe tot și da, vreți să aflați cum îl descărcați. Nu o să răspund la toate comentariile, n-are rost să fac postare, o să fac direct clipul ăsta ca să vă ajut pe toți. Deci, ca să vă descărcați jocul, în primul și în primul rând, am să vă las în descriere serverul de Discord al celui, al scripterului, developerului care a făcut jocul. Așa că, avem aici serverul We Love Traian. Hai să dau mai așa să vedeți. De fapt, nu, We Love Traian e alt server, e ăsta, Vasile Traian Studios. Dăm frumos aici și vă dau acum invite people, hai că mi-a acoperit webcam-ul, dar nu-i problemă. Facem așa. Never, no limit. Cu ocazia asta fac și promovarea unui server de Discord. Măcar au făcut un joc super bun, deci l-am terminat adineauri și e genial. Mi-e groază că o să stau o grămadă să editez, dar asta e altă parte. Generate new link, copy și gata. Și vă las în descriere linkul către serverul de Discord, unde, hai că tot trebuie să dau web-ul mai jos așa. Aveți aici, descarcă jocul după ce intrați pe server, pac. Și vedeți aici că pot să și bifez chestiile astea. Și aveți aici așa. Versiune full pentru Windows, versiune full pentru Android. Depinde pe ce intrați voi, de jocul este și pe telefon. Că m-ați întrebat dacă merge GTA Bazooka pe Android, unii mi-au spus că ați reușit să-l modați, dar e plin de bug-uri. Așa că ăsta măcar e făcut special să meargă și pe Android, pentru cei care n-aveți PC-ul. Dăm pe link-ul pentru versiunea de Windows. Era tare să nu meargă pe Windows 7. Tot nu schimb Windows-ul că mielene. Și dăm frumos aici pe download. Vă descarcă jocul. Eu deja l-am descărcat. Stați așa că vă arăt acum din My Computer. Imediat o să vă descarci o arhivă. O am deja în downloads. Da, 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 chestia asta care ne apare mereu, close, bun. Și vă dă frumos arhiva asta cu Vasile Traian The Game. Hai să-mi pun mai jos asta așa. Bun. Și vă dă arhiva asta. O deschideți, o să o aveți în download. Îi dați frumos așa, select all, adică doar click pe ăsta, extract și vă puneți în D, în E, în ce partiție aveți. Eu deja am Vasile Traian The Game. Și hai să vă arăt și interiorul jocului, na, ce fișiere are. Că poate unii sunteți curioși cum a fost făcut jocul și să fac și eu clipul măcar de 4-5 minute. Filmează, filmează, bun. Așa, și avem aici Vasile Traian The Game, să vedeți și voi. Ăsta este jocul. Eu de pe asta am pornit joculetele, după ăsta i-am făcut shortcut și l-am pus pe desktop. Ăsta o fi pentru 32 de biți, Windows-ul de 32 biți, nu știu. De pe ăsta l-am deschis, de pe ăsta m-am jucat. Logo ceva așa, toate comenzile, bla bla bla, pentru cei interesați de așa ceva. Și o chestie ce am observat, images, n-are nimic aici. Am crezut că pot să văd, cum se cheamă, imaginele alea din joc, ca să-mi fac thumbnail-urile mai ușor. În fine. Așa. Ce am văzut eu pe aici interesant este că, dar nu mai știu dacă aici era, nu cred că aici. E făcut în Python jocul, deci dacă sunteți curioși sau vreți să faceți un joc de genul și vreți o recomandare, puteți să-l faceți în Python. Python știu că e un limbaj de ăsta de programare sau care o fi termenul. Da, uite ce e de Python. Pentru ce interesați să faceți jocuri de genul și dacă vreți să-mi faceți și mie un joc, Python. Da, că mă gândeam că poate vă interesează chestia asta. Deci, nu uitați, cum am spus, link-ul de invite este în descriere. Intrați pe Discord, dați acolo pe descarcă jocul, zice și aici mic tutorial,
Dar cred că vă descurcați, hai să citesc și ce zice la micul tutorial, na. Android, descărcați APK-ul și instalați-l, vedeți să bifați unknown source. Windows, descărcați zip-ul, acolo aveți diverse foldere și două executabile. Nu trebuie să faceți nimic decât să dați unzip și să deschideți folderul, apoi rulați unul din cele două executabile. Aveți unul pe 64 și unul pe 32, exact ce am zis și eu. Sper că e clar, da. Mai este ceva? Create ticket announcement despre joc. Hai să vedem și despre joc. Vasile Train the Game este un joc amărât care s-a născut din câteva miștori pe care le făceam pe afară cu prietenii. Frumos. E un joc tip visual novel făcut în RinPai, bazat pe domnul Vasile Train, așa cum sugerează titlul. Nu-ți imagina cu tare. A, zice că este făcut în RinPai, am crezut că e în Python sau fie altceva. Da. Mă rog. Și alte detalii. Hashtag descarcă jocul, da? Asta e canalul de YouTube al maestrului. Sper că v-a fost util tutorialul. Jocul este extrem de ușor de jucat. Să nu vă aud când cereți cerințe de sistem, că e un point and click practic. Dai click-uri și așa și... N-ai treabă. Deci rulează pe orice cazan. Din nou, sper că v-a fost util și... Ne vom auzi la alte videoclipuri. Poate în momentul în care vedeți tutorialul, eu deja am postat partea a doua, a treia sau chiar finalul seriei. Dacă nu și nu știi despre ce serie este vorba, te invit într-un clip de pe lângă capul meu să vezi episodul pilot. Ciao les tuturor!